Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise, rubrică inițiată de editura Herald, în cadrul unei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Arhetipuri, simboluri și mituri șamanice. Astăzi vorbim alături de Monica Găitănaru, psihoterapeut de orientare junghiană. Monica a susținut în ultimii 10 ani foarte multe cursuri pe tema femininului și a feminității și astăzi am ales să discutăm pe marginea unei cărți extrem de interesante din colecția Arhetip. Este vorba despre misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor de Mary Esther Harding. Autoarea volumului de față este doctor și specialist în tratarea afecțiunilor psihogene, este o fostă studentă a lui Carl Gustav Jung. Esther Harding s-a străduit să înțeleagă structura psihică a omului modern și, după cum dovedește prezentul volum, să exploreze psihicul uman în profunzimea trecutului său istoric. Interesul pentru istorie poate părea la prima vedere doar o simplă pasiune personală a unui doctor, dar pentru un psihoterapeut este într-un fel o parte necesară a arsenalului său intelectual. Preocuparea pentru psihologia oamenilor primitivi, pentru folclor, pentru mitologie, etnografie, istorie comparată a religiilor, deschide noi orizonturi de explorare a structurii psihice umane și, în plus, oferă un ajutor indispensabil în înțelegerea proceselor inconștientului. O carte remarcabilă, aș putea spune, despre care noi am mai vorbit cu câțiva ani în urmă, în cadrul unui eveniment offline la un târg de carte. O carte importantă, un autor important. De ce ai recomanda această carte cititorilor și aș spune aici cu precădere cititoarelor, pentru că vorbim despre explorarea psihicului uman, misterele femeii, așa cum sugerează și subtitlul cărții, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor. Aș porni discuția noastră de la următoarea afirmație legată de această carte și de foarte multe titluri din subcapitolele și capitolele acestei cărți despre miturile feminine din istoria omenirii. Întotdeauna psihicul feminin a fost greu de înțeles, mai ales de către partea masculină. Întotdeauna ne-am pus această întrebare eternă, aș putea spune eu, după care probabil că s-au făcut și filme. Ce își doresc femeile? Cum gândesc femeile? Cum să înțelegem femeile? Și unii au ajuns la concluzia că, domnule, femeia e mai bine să fie iubită decât înțeleasă. Pentru a fi înțeleasă este un proces extrem de complex, de complicat, de îndelungat. De ce ai recomanda această carte? În primul rând, bun găsit! Mulțumesc de invitație! Mi-e tare drag să fim aici împreună, să vorbim despre această carte, pe care o consider chiar valoroasă pentru acest exercițiu de arheologie la nivelul, scuze, inconștientului și imaginarului feminin. Pentru că este vorba despre o carte în care autoarea ne plimbă practic printr-o foarte, foarte vastă călătorie la nivelul unor vechi credințe, unor vechi ritualuri, mistere ale femininului. Și cumva ca să-ți răspund și la ceea ce spuneai tu legat de faptul că femeile sunt greu de înțeles. La un moment dat spunea cineva foarte frumos, apropo de titlul cărții noastre, că femeia este greu de înțeles, nu neapărat pentru că este complicată, cât pentru faptul că este misterioasă. Și această carte cumva explorează pe larg aceste mistere ale femininului, încă din cele mai vechi timpuri, într-un exercițiu de. Încerc scuze. De redare de sens, de găsire a unor semnificații cu privire la conexiunea dintre femeie și lună. Încerc scuze, o să beau un pic de ceva cald.
această conexiune fiind una cu adevărat puternică, cu adevărat semnificativă, atât în sensul acesta al ciclicităților specifice, pe de o parte lunii, cât și femeii pe de altă parte, dar mai cu seamă și datorită tuturor proiecțiilor de sens care au fost făcute pe lună ca întrupare sau întruchipare a diferitelor zeități care au generat repere pentru imaginarul feminin, pentru spiritualitatea femeilor de-a lungul timpului și în fiecare cultură. Luna a fost un fel de ghid, un fel de protectoare a spiritului feminin, ajutând la conectarea ritmurilor interioare ale femeii cu aceste ritmuri universale. A fost practic o punte care le-a ajutat pe femei să își înțeleagă propriile treceri, propriile transformări, propriile etape, propriile ciclicități pe care le-au avut de întâmpinat de-a lungul vieților, inclusiv odată cu venirea primei menstruații, mai ales pentru că acest timp al ciclului feminin era foarte strâns legat cu timpul lunii și în foarte multe culturi pe care autoarea le citează foarte, foarte elaborat și cu foarte multe detalii, de fapt acest timp era numit timpul lunii. Și în multe limbi, de fapt, menstruație era un cuvânt sinonim cu lună. Inclusiv rădăcina cuvântului menstruație vine din alăturarea a două sensuri, schimbarea lunii. De aceea, această schimbare prin care femeile trec în etapele lor de reînnoire, de reciclare a energiilor interioare, atât din punct de vedere corporal, dar cât și din punct de vedere psihologic, pentru că are loc o reciclare a gândurilor, a emoțiilor, a rezervorului lor de trăiri, care au fost adunate pe parcursul unei întregi luni, pot fi astfel alchimizate în această perioadă, în această etapă, care este una foarte binevenită de conectare la această energie frumoasă a lunii, creând pentru prima dată noțiunea de sabat, căci se pare că sabatul își are originile foarte îndepărtate, exact în această conexiune cu luna, pentru că oamenii din vechime considerau că și Marea Zeiță avea și ea perioada ei, avea și ea acest timp al ei de oprire, de repaus. Și acest timp era numit sabat, care în traducere ar însemna pacea inimii. Mi-a plăcut foarte mult, recunosc că a fost prima dată când am întâlnit traducerea și explicarea acestui termen cu ocazia citirii acestei cărți și mi s-a părut foarte frumoasă explicația pe care a dat-o și legătura pe care a făcut-o apoi cu sabatul evreiesc și cu ziua de repaus care a fost preluată și care în momentul de față este cunoscută în multe culturi. Însă originea ei pare să că vine din această zi de oprire a zeiței, în care oamenii se opreau odată cu ea pentru a contempla și pentru a se regăsi în această zonă de pace a inimii, de contemplare și de receptivitate.
În prefață, autoarea spune: simbolismul lunii este un subiect de cercetare fascinant care te poartă în multe zone neașteptate de bogate în semnificații pentru viața spirituală a vremurilor noastre. În volumul de față am ales doar câteva elemente remarcabile ale acestui simbolism cu scopul de a sublinia importanța pe care o are inițierea în Eros, inițiere care în trecut reprezenta o etapă esențială în dezvoltare, dar care este aproape complet neglijată în prezent. Mărturisesc, e o curiozitate personală, mărturisesc că în colaborarea pe care am avut-o cu alte doamne, din zona aceasta, să spunem, a șamanismului, arhetipuri, mituri, ritualuri, simboluri. S-au ținut foarte multe cursuri pe feminitate și pe ritualurile lunii. Și am stat și m-am întrebat ce înseamnă aceste ritualuri ale lunii. Exact despre ceea ce vorbește și autoarea. Care este legătura între lună? De ce neapărat luna și nu orice altă planetă sau alt astru din univers aproape de Pământ? Și că este și o carte interesantă, aici mă duc un picuț în zona relațiilor de cuplu, apropo de felul în care înțelegem bărbații și felul în care înțelegem femeile. Bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus, dacă nu mă înșel. Da? De ce tocmai luna? Poate că tocmai din cauza acestei schimbări și acestei dinamici pe care ea o aduce cu sine, căci luna este, prin definiție, prin excelență, un astru și un arhetip, până la urmă, al transformărilor, al instabilității, al dinamicii, al acestui fel de a fi în mișcare permanentă. Exact așa cum suntem și noi la nivel interior. Aș îndrăzni să spun atât ca femei cât și ca bărbați, pentru că până la urmă fiecare bărbat are și partea sa feminină, are și partea sa de anima și până la urmă schimbarea, transformarea face parte din evoluția noastră umană a fiecăruia în parte. Însă femeile fiind conectate la această noțiune de ciclicitate mult mai puternic, inclusiv prin natura corporalităților, probabil că a fost mult mai la îndemână ca luna să fie asociată cu zeitățile feminine, mai degrabă decât soarele. Plus că luna, dacă ne gândim și la faptul că este cea care răsare în timpul nopții, este cea care se arată pe cer într-o lumină mult mai discretă. Este cea care încurajează misterele, este cea care încurajează tainele, care adăpostește cumva toate aceste secrete ale femininului, ale corturilor roșii, ale acelor spații de comuniune în care femeile se alăturau, se strângeau pentru a putea să își împărtășească tainele lor personale, lucrurile care le frământau, pentru a putea să își facă partea lor de ritualitate, de conectare cu zeitățile femininului, care sunt mai degrabă niște zeități discrete, cum foarte frumos spune și Jung, citat de către Esther Harding în Misterele Femei. Femininul, în momentul în care vorbești despre el, e ca și când deja dispare. Pentru că femininul este o energie mult mai discretă decât aceea masculinului. Este ca și când, spune Jung, ai avea o fotografie si de fie pe care o ții în ungherul cel mai tainic al casei tale. Astfel este și luna. Ea este mai degrabă o păstrătoare a unor taine decât un reflector care să lumineze și care să trimită către acțiune. Pentru că luna, de fapt, este cea care ne îndeamnă la o anumită interioritate, la o coborâre în adâncurile noastre, la o conectare cu profunzimea sufletului nostru, mai degrabă decât la explorări exterioare, diurne, așa cum ne invită soarele, cu toată energia lui
foarte strălucitoare și foarte vitaminizantă cumva, care ne invită la acțiune, ne invită la căutări poate eroice. Este clar cu totul și cu totul altă dinamică, mai degrabă de tip yang, aceasta solară, decât cea a lunii, care chiar ne invită așa într-o zonă din aceasta de conexiune mult, mult mai intimă. Dragii noștri, am vorbit astăzi în cadrul campaniei Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice despre cartea Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor de Mary Esther Harding. Am să vă arăt și cartea la cameră. O carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. A fost alături de noi Monica Găitănaru, psihoterapeut de orientare iunghiană, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei menționată puțin mai devreme. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!